Primăvara este anotimpul în care natura renaște, iar mirosul florilor ne ademenește. Pentru unele persoane însă primăvara este și anotimpul în care se activează suferințe de tipul alergiilor de sezon, precum și rinita și conjunctivita alergică, toate acestea din cauza polenului de la flori. Bineînțeles că este o perioadă în care rinita alergică este mai prezentă mai mult decât în celelalte perioade a anului, manifestându-se prin salve de strănut, rinoree, apoasă, adică ne curge nasul în permanență. Cei mai afectați de rinitele alergice sunt copiii și bătrânii, numărul gorjenilor care au nevoie de medicație fiind în creștere în ultimii ani din cauza poluării. Dacă nu sunt tratate corespunzător, alergiile cauzate de polen pot genera complicații, precum bronșita sau astmul bronșic. Mai frecvent este la persoanele cu teren alergic, nu neapărat de o vârstă anume, datorită poluării acum s-a extins vârsta la care apare această rinită alergică. Pentru că rinita alergică sezonieră nu poate fi prevenită decât prin îndepărtarea alergenului, respectiv polenul, cei care suferă de această boală trebuie să-și administreze periodic antihismatice.